ce ține de trădători, că vindem, noi nu vindem, fiindcă și dincolo de Prujdin cu această țara noastră. Dar, domnul Voronin, vă numesc numele ca să vă dau ofer dreptul la replică. Un vagon de sticle de vin ați dat dumneavoastră la Băsescu, nu eu. Așa că să vedem cine și cum, cu cine și cine dă și cine cumpără. Eu pur și simplu promovez toată viața mea și colegii mei unirea, consecvent, indiferent de rezultat pe care îl avem noi în alegeri sau în sondaje. Dar sunt sigur că noi vom veni și următorul parlament, întrucât adevărul rămâne adevăr. Și Republica Moldova nu are viitor fără unire cu România. Cetățenii să fie permanent săraci, fără pensii, fără salarii, fără locuri de muncă, dar să înflorească mafia și corupția. Așa că trăiască unirea, uniți pentru unire. Mulțumesc frumos! Și insistați să punem la vot? Domn președinte, trebuie să convoc fracțiunea, eu unul singur nu pot decide. Vă mulțumim. Ca vreți să luați pauză? Mă duc la întâlnire cu ambasadorii la Consiliul Europei, le vorbesc de unire și pe nu vin și vă dau răspuns. Domn președinte, domnul Băsescu nu e aici în sală, eventual să dea replică, dar informații cu privința la vin, dacă vreți să ne dați, vă rog frumos, poftiți. Marca, soiu, anul, cantitatea, prețul și restul. Poftiți. Un minut la dispoziție. În primul rând, ceea ce a vorbit Mihai Ghimpu este adevărat. În al doilea, aceasta confirmă că Voronin este foarte generos, are o inimă foarte mare și este un om foarte bun. Și nu i-a fost jele pentru Băsescu un vagon de vin. Mai mult de atât, aceasta a fost înțelegere că cu vagonul ăsta după ce se îmbată și devine alcoolic definitiv, mai mult nu se leagă de Moldova niciodată. Da. Și ia că Mihai Ghimpu nu știe toate, măcar că e razvecic.